14 mai Făgăduința de ascultare A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Exodul 24 cu 7 Legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu poporul său la Sinai trebuie să fie refugiul și apărarea noastră. Acest legământ are tot atâta putere astăzi cât a avut pe vremea când Domnul l-a încheiat cu vechiul Israel. Aceasta este făgăduința pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o facă în aceste ultime zile. Acceptarea de către Dumnezeu depinde de împlinirea cu credincioșie a condițiilor înțelegerii încheiate cu el. Dumnezeu îi include în legământul său pe toți aceia care îl ascultă. Pentru toți cei ce vor face după dreptate și judecată, păzindu-și mâna de la orice rău, făgăduința este Le voi da în casa mea și în lăuntrul zidurilor mele un loc și nume mai bune decât fi și fiice. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Isaia 56,5 Tatăl își revarsă iubirea asupra poporului său ales, care trăiește în mijlocul oamenilor. Acesta este poporul celor răscumpărați de Domnul Hristos cu prețul propriului său sânge. Și pentru că se lasă atrași de Hristos prin îndurarea suverană a lui Dumnezeu, ei sunt cei aleși pentru a fi mântuiți drept copii ascultători ai Săi. Asupra lor este manifestat harul dat fără plata lui Dumnezeu, dragostea cu care i-a iubit El. Oricine va fi smerit asemenea unui copilaș, care va primi și va respecta cuvântul lui Dumnezeu cu ingenuitatea unui copil, se va număra printre cei aleși ai lui Dumnezeu. Pentru a ne însuși Harul lui Dumnezeu, trebuie să facem ce ține de noi. Domnul nu se oferă să exercite în locul nostru nici voința, nici înfăptuirea. Harul său ne este dat pentru a lucra în noi voința și fapta, însă niciodată ca un înlocuitor al propriilor noastre strădanii. Unealta omenească să-și compare viața cu viața Domnului Hristos, să imite exemplul aceluia care a trăit în viața sa legea lui Jehova, care a zis am păzit poruncile tatălui meu. Cei care îl urmează pe Domnul Hristos vor privine încetat în legea desăvârșită a libertății, iar prin harul pe care îl primez de la Hristos își vor transforma caracterul după cerințele divine.